profesor doctor universitar Maria Moța, cadru didactic la UMF Craiova și reputat medic diabetolog, a publicat recent un articol despre rolul biofactorilor în complicațiile microvasculare diabetice. Plecând de la faptul că studiile experimentale au arătat că pot fi prevenite sau ameliorate astfel de complicații microvasculare diabetice de diversi biofactori, aș vrea să dezvoltăm cu doamna profesor acest subiect. Vă propun să discutăm mai întâi despre complicațiile microvasculare diabetice și aș vrea să le luăm pe rând. Care sunt, în primul rând, să le afle toată lumea? Da, se știe deja că în diabetul zaharat depistat tardiv sau în diabetul zaharat insuficient sau incorrect tratat, pot să apară complicații cronice irreversibile, iar complicațiile microvasculare sunt o latură a acestor complicații. Ele, practic, așa cum se autodefinesc, ating vasele mici din întreg organismul, dar specifice și cuantificabile în diabetul zaharat, sunt atingerea oculară când apare retinopatia diabetică, atingerea renală, care dă o componentă a bolii cronice de rinichi diabetice, și atingerea sistemului nervos, fie central, fie periferic, și atunci apare neuropatia diabetică cu diversele ei manifestări, neuropatia periferică sensitivo-motorie fiind cea mai frecventă dintre acestea. Cât de frecvente sunt aceste complicații la persoanele cu diabet? Din păcate, aceste complicații sunt foarte frecvente la persoanele cu diabet. Ele pot să fie prezente încă de la diagnosticarea diabetului zaharat, mai ales în diabetul zaharat de tip 2, pentru că debutul bolii nu coincide cu diagnosticarea bolii. Adeseori, diabetul se diagnostichează la ani și zeci de ani după debutul său, sau în diabetul zaharat de tip 1 pot să apară în general după 5 ani de diabet zaharat dezechilibrat și fără controlul celorlalți factori de risc. Asta înseamnă că un pacient nou diagnosticat cu diabet zaharat trebuie bine căutat și de complicații microvasculare. Absolut, absolut. Se face screening al acestora în diabetul zaharat de tip 2 chiar din momentul diagnosticării. Spuneam că aproximativ 50% chiar din momentul diagnosticării tipului 2 de diabet zaharat au cel puțin o complicație, dar de obicei complicațiile se asociază. În așa fel încât, vorbind de retinopatie diabetică, un studiu transversal, pentru că de-a lungul evoluției crește prevalența retinopatiei odată cu vechimea diabetului, dar dacă studiem acum un lot de pacienți cu diabet, aproape 40% dintre aceștia au retinopatie diabetică și aceasta are o evoluție progresivă în mai multe stadii, iar retinopatie proliferativă au în jur de 7% dintre pacienți, maculopatie diabetică avansată în jur de 7%, astfel încât în jur de 10% dintre pacienții cu diabet au risc de pierdere a vederii în orice moment. Și pentru a nu speria prin aceste procente, aș vrea să mai precizez încă o dată, doar dacă diabetul nu s-a depistat la timp și dacă nu a fost bine controlat terapeutic, diabetul zaharat, deci glicemiile, dar și alți factori de risc care se asociază foarte frecvent, cum ar fi hipertensiunea arterială, dislipidemiile și obezitatea. Boala cronică de rinichi diabetică apare la aproximativ 35-40% dintre pacienți. Procentul e cu atât mai mare cu cât vechimea diabetului este mai mare. Evoluează și această afecțiune în stadii progresive, sunt descrise 5 stadii, stadiul 5 fiind insuficiența renală, când pacienții sunt menținuți în viață prin proceduri de supleere a funcției renale, cum ar fi hemodializa, dializa peritoneală sau transplantul renal, și trebuie menționat că peste jumătate dintre pacienții cu terapii de substituție a funcției renale sunt pacienți cu diabet zaharat, tot așa cum nevăzătorii din lume, la vârstă activă, au principala cauză retinopatia diabetică, iar global, vorbind la populația generală, e cam a șasea cauză de orbire din lume retinopatia diabetică. Vorbind despre neuropatia diabetică, procentul este asemănător, sunt diverse studii, unele studii arată
60, 70 sau chiar 80% dintre pacienții cu diabet zaharat. Eu vin și spun că depinde de pacienții care au fost luați în studiu respectiv. Oricum, problema e foarte serioasă. Cel puțin 40%, vorbind global, au această complicație, care este atât la nivelul sistemului nervos periferic, cât și la nivelul sistemului nervos central, poate afecta sistemul nervos al diferitelor organe și se vorbește tot mai mult despre neuropatia cardiacă, care poate merge inclusiv cu tulburări de ritm severe care pot duce la stop cardiac. Deci e o problemă serioasă. Avem cazuri în care nu există sensibilitate, este analgezie și pacienții stau foarte liniștiți. Alți pacienți care au forme mai puțin severe pot să aibă forme hiperalgice și noi le preferăm pe acestea pentru că poți interveni terapeutic. Dar ce e foarte important, trebuie să căutăm aceste complicații pentru că nu toți pacienții le sesizează, mulți se obișnuiesc cu acuzele și atunci noi trebuie să facem un screening al acestor complicații și sunt ghiduri care ne arată foarte clar la cine și când trebuie să facem screeningul complicațiilor. Dar ce aș vrea să precizez, că neuropatia diabetică face de așa natură încât crește amputațiile membrelor inferioare de 10 de ori, iar 80% dintre aceste amputații ar putea fi prevenite dacă fiecare dintre noi am descălța, mă refer la personalul medical, am descălța pacientul și am controla picioarele și am vedea nu numai pulsul, atunci când apare complicația macrovasculară, arteriopatia, prognosticul este nefavorabil din plecare, dar când este microangiopatie, când e neuropatie, n-ai voie să pierzi un picior, pentru că dacă ai diagnosticat la timp boala, o poți trata și poți preveni aceste amputații. Aș vrea să vorbim puțin și despre biofactori și rolul lor în prevenirea sau ameliorarea acestor complicații microvasculare. Biofactorii sunt compuși necesari organismului pentru desfășurarea proceselor biologice normale. Că noi fiecare, așa cum arătăm, suntem de fapt rezultatul a mii și mii de procese biochimice în care acești biofactori sunt necesari și ei intervin, majoritatea dintre ei, fiind coenzime și biofactorii pe care îi folosim noi în tratamentul complicațiilor microvasculare ale diabetului zaharat, majoritatea sunt coenzime care intervin în ciclul lui Krebs, deci în metabolismul glucidic în general, în metabolismul energetic în general, în metabolismul glucidic în mod special și ei sunt necesari în cantități chiar extrem de mici pentru ca acele reacții biochimice să se desfășoare în mod normal. Dacă aceste reacții nu se desfășoară în mod normal, vor începea să apară modificările organice, inițial fără simptomatologie clinică, apoi cu simptomatologie clinică și e foarte târziu. De aceea e bine să cunoaștem acest lucru și e bine să știm că la pacienții cu diabet zaharat, care în general au și alți factori de risc asociați, diabetul de tip 2 se asociază în procent de 70-80% cu dislipidemie și hipertensiune. Și atunci noi trebuie să atingem țintele glicemice și la glicemie, glicemia înainte de masă, glicemie după masă. Mai e importantă și variabilitatea glicemică. Dacă e o variabilitate glicemică mare, sunt favorizate complicațiile cronice ale diabetului. Și cu toată știința, cu tot progresul medical care s-a efectuat, cu toată monitorizarea continuă a glicemiei, de care nu pot beneficia toți pacienții, nu se pot atinge la un număr foarte mare de pacienți țintele terapeutice. Trebuie să ai o glicemie normală într-un procent cât mai mare, dincolo de 70%, 80%, 90%, 100% ar fi ideal. Rare ori putem atinge. Nici măcar cu pompa de insulină augmentată cu monitorizare continuă a glicemiei nu putem atinge 100% din timp valori normale. Tot scapă o hipoglicemie sau o hiperglicemie. Și atunci, chiar și pentru acești pacienți bine echilibrați, dar mai ales pentru marea masă de pacienți, trebuie să încercăm să folosim acești biofactori care ne asigură intervenția pe căile metabolice acolo unde nu putem interveni și unde nu putem
urmări foarte bine cum evoluează situația cu medicația clasică. Și ce sunt acești biofactori? Păi, în primul rând, sunt vitamine. Vitaminele de grup B. Vitamina B1, benfotiamina, vitamina B6, vitamina B9 sau acidul folic, vitamina B12 sau cianocobalamina, vitaminele liposolubile A, D, E, K, substanțele minerale, dintre care magneziu este foarte important, zincul, seleniu și alții, acizi grași, dintre care acidul alfa-lipoic este foarte important în complicațiile microvasculare, mai ales în neuropatie, acizii polinesaturați omega-3, eicosapentaenoic și docosapentaenoic, anumiți aminoacizi, cum ar fi L-carnitina, dar și alte substanțe pe care medicii și, în general, fiecare specialitate au înclinația de a folosi anumite substanțe dintre cele menționate în funcție de patologia pe care o tratează.